Bine ați venit la această lecție despre JavaScript. În această lecție vom continua cu traversarea DOM-ului, partea a treia. În această lecție vom învăța cum să ne mutăm de la un sibling la alt sibling, da? De la elementele siblings. Sibling știm că înseamnă un frate vitreg care are un părinte comun, da? Acest div, de exemplu. Iar în DOM, atunci când ne uităm la Document Object Model, vă sfătuiesc pe voi să faceți astfel ca să înțelegeți mai bine cum arată structurat pentru un proiect al dumneavoastră, DOM-ul. După cum vedem, elementele nu sunt suprapuse sau unul sub celălalt, ca să spun așa. Sunt unul lângă celălalt, da? Elementele care sunt siblings sunt puse unul lângă celălalt. La fel este head cu body, da? Haideți să dau un pic mai mic și să vă explic aici. Bun. După cum puteți observa în index HTML, paragrafele sunt văzute ca și cum ar fi unul sub celălalt, da? Dar în Document Object Model sunt văzute ca și cum sunt unul lângă celălalt. La asta m-am referit. Și la fel sunt văzute și în pagină. Da, unul sub celălalt, la fel ca în HTML. Bun. Dar termenul tehnic normal s-ar denumi că ne mutăm de la unul la celălalt, de la stânga la dreapta sau de la dreapta la stânga. Bun, haideți să închid asta și să deschid aici funcția. Și o să ne mutăm de la un sibling la altul, cum am spus. Mai întâi, haideți să accesăm schimbă text, tot așa am lăsat-o, da. Și mai întâi o să creăm variabila paragraf. Paragraf 3, da, pentru că accesăm acest paragraf. Document get element by ID. Bun, și înăuntru vom scrie acest ID. Paragraf 3. După care, un moment să mă mut mai așa. După care, după ce am doar accesat acest paragraf 3, va trebui să găsesc un frate vitreg al acestui paragraf 3, da? Și mai întâi voi crea o variabilă în care va fi stocată această informație, această valoare. Sibling, da, frate vitreg, sibling egal cu, zic, această variabilă a paragrafului 3, da? Și îi dau ca și proprietate next element sibling, da? Următorul element sibling. Și până acum ce ne-a făcut? Haideți să deschidem pagina noastră. Până acum tot ce a făcut a fost să ne mutăm de la text 3 la text 4. Dar haideți să-i dăm și o valoare să schimbe ceva, o proprietate, o metodă, ceva. Și o să facem astfel. Sibling style color red, da? Iar acum când îi voi da refresh și voi da click pe acest buton, s-a mutat la al patrulea text, da? La al patrulea element. Sibling. Putem să avem și anterior, deci următorul element sibling sau anterior. Și o să ne mutăm la paragraful 2 acum. Previous. Previews. Cred că trebuie să măresc un pic ăsta. Așa. Previous element sibling. Da, și acum ne-am mutat la al doilea element.
Iar dacă pur și simplu făceam paragraf 3, da? Ar fi fost acesta. Și cam asta a fost și această lecție.